Dragii mei, avem o frumoasă invitată aici alături de noi, este vorba despre Andra Danistor, o fetiță, să spun așa, pentru că pentru mine ești o fetiță, talentată, care este la Școala Populară de Artă. Sunt numai profesioniști aici la noi la emisiune. Îți spun pentru prima oară bine ai venit și să nu ai emoții. Bine v-am găsit, vă mulțumesc frumos că m-ați invitat, e o mare onoare să vă cunosc personal. Vă cunosc de la televizor și de-abia așteptam să ajung aici, să vă văd față în față. Aș vrea să lași un număr de telefon, un Facebook, că cine știe, poate cei de acasă te vor contacta, eu știu, la evenimente, nu? Da, mă puteți găsi pe pagina mea de Facebook, Nistor Andrada, și un număr de telefon 0766-326-246. Am înțeles că tu ești la facultatea de... biologie, la biochimie și vreau să urmez medicina și vă aștept cu mare drag la mine în cabinet. Uite, să știi că pe mine mă bucură lucrul acesta pentru că combini și muzica cu medicina, să spun așa, da? Este foarte bine. Uite, înseamnă că îți place ceea ce faci și una și alta, să nu renunți la niciuna, da? Nu voi renunța niciodată. Și îți promit că eu voi fi prima ta pacientă la cabinetul tău. Vă aștept cu mare drag. Da, să-ți faci un cabinet particular și îți promit că îți aduc și pacienți. O să fii o doctoră bună, o doctoriță foarte bună, nu? Că îți place ceea ce faci. Exact. Dar ce, cam ce-ai vrea? Medicină de familie sau de urgențe? Super! Deci este foarte bine ce ți-ai ales. Tu cânti, am înțeles, și muzica ușoară și muzica populară, ai mai multe genuri, nu? Exact, am început la 12 ani să cânt muzica ușoară, apoi m-am axat pe muzica populară sub îndrumarea domnului Aurelien Mustețea, pe care îl salut pe această cale și îi mulțumesc pentru că a avut încredere în mine și m-a luat sub aripa lui. Eu îți doresc mult succes, îi mulțumesc și mamei tale că a avut încredere în emisiunea Chef de Chef cu Lăutari și dedicăm piesele tale și toate piesele din această seară pentru mama ta și pentru familia ta, dar nu în ultimul rând și pentru părinții mei. Mulțumesc frumos! Și eu vă mulțumesc din suflet!